Voi reda în continuare acestei mici postări un interviu cu luatul lui Mircea Dinescu despre o cunoștință comună. Este vorba de Nicolae Morozov, corespondent la București, acum al agenției Itartas, înainte de 1989 și în timpul lui decembrie 1989, corespondentul agenției TAS. Pe Nicolae Morozov l-am cunoscut în 1989 prin intermediul lui Mircea Dinescu. Ei erau prieteni, așa cum a spus cu vreo 2 ani în urmă într-un interviu Nicolae Morozov, Colea Morozov, se spun că așa ziceam și eu și Mircea Dinescu. El dădea statul, a făcut jurnalistica la Moscova, dar a făcut și facultatea de limba română la București, dându-și statul cu Eugen Simion în George Călinescu. Știa că am scris o istorie lui Proedcutiți și a venit la mine la revista Teatru, cum spune el, și am dat manuscrisul, asta pe vremea Securității. După asta am ajuns la Zigzag Magazin și, așa cum se vede din tot pe Cristoiu Blog.ro de la rubrica din arhiva Zigzag, în vara lui 1990, o să vedeți și data precisă, l-am debutat cu un serial intitulat Corespondentul agenției TAS a văzut totul. Colea Morozov fusese corespondentul agenției TAS în timpul evenimentelor din decembrie. Nu a intoxicat chiar așa de tare cum au făcut alte agenții din țările socialiste. Urmarea acestui serial excepțional, o să vedeți și prezentarea mea acolo, Colea Morozov a scris și a publicat câțiva ani mai târziu, de fapt vreo 10 ani mai târziu, o carte, Corespondentul agenției TAS, care a văzut totul. Am recitit nu de mult pentru cercetarea privind evenimente în decembrie această carte, este excepțională. În interviul care l-am luat lui Mircea Dinescu vorbește la un moment dat de un incident cu Securitatea și Pâinea. O să vedeți alături de reprodusă, alături de pagina cu debutul lui Colea Morozov și pagina în care el povestește în acest serial excepțional din 1990 despre o întâmplare lui cu Securitatea și Mircea Dinescu. O amintire extraordinară, cei de la servicii, cred că 2 și un sfert, sau contra informații militare, nu mai știu, au devenit suspicioși când au văzut că Nicolae Morozov, sigur, corespondentul agenției TAS în 1990, publica în serial la mine și l-au infiltrat în redacție sub acoperire de colaborator pe Pavel Curuț. N-am știut. După asta, Pavel Curuț, când a început să publice cărți, a spus care a fost misiunea lui. El era la contrainformații. Nu știu ce raport a dat. Sigur a dat un raport că nu aveam nicio treabă. Nu mă racolase Colea Morozov, nici n-avea cum, pentru că nici acum nu pot să spun sigur dacă este sau nu, sau a fost sau nu agent al serviciilor secrete rusești. Nici nu am această problemă, pot să fie cei cu care stau de vorbă să-i invit acasă și agenții și ai serviciului secret din Noua Zeelandă, nu mă impresionează, cred că și ei sunt oameni și pot să discut, dar oricum în cazul lui Nicolae Morozov n-am nicio probă, nu mă voi pronunța. Pavel Coruț, l-am luat în serios, avea talent, l-am pus să scrie, cum făceam cu toți colaboratorii, și urmarea acestei misiuni eșuate, că nu m-a prins pe mine ca fiind agent KGB, racolat de Nicolae Morozov, el a devenit publicistul de renume Pavel Coruț, care a publicat multe cărți și chiar s-a îmbogățit din aceasta. O să urmeze interviul cu Mircea Dinescu, unde el spune mult mai multe lucruri despre Colea Morozov.
Mircea Dinescu, avem o cunoștință comună, Nicolae Morozov, zi și Colea. Eu am povestit cum l-am cunoscut. Spuneți-mi cum l-ați cunoscut dumneavoastră. Deci pe Colea Morozov știu de câți ani, de până în anii 80, cred, era studentul lui Eugen Simion. Și e un tip care a venit din Moscova, a învățat românește în câțiva ani perfect, s-a și însurat cu româncă și era un jurnalist tânăr vioi la minte. În orice caz, eu am crezut că o să aibă o carieră uriașă, că îi mergea mintea. Dacă Rusia ar fi avut un ambasador de talia lui Morozov, poate că arăta altfel lumea, știi? Din păcate, în general, ambasadorii care veneau în România erau niște boșimani, că habar n-aveau, nu înțelegeau. Și că în timpul Revoluției ăștia cereau de la ambasada rusă date, ce se întâmplă. Și el a spunea, nu, e totul sub control, că știa că securitatea, cum să piardă Ceaușescu, știi? N-a știut să spună nimica real de ce se întâmplă în România. V-a spus cineva că... În vreme ce Colea cred că a făcut reportaje extraordinare în perioada. Da, a făcut, a și publicat o carte, un serial în Zigzag Magazin, corespondentul agenției TAS, care a văzut totul și apoi a scos o carte unde și explic că a fost o... Eu l-am pus să scrie. Pe vremea era, sunteți conștient că despre el s-a spus că este agent KGB? Păi s-a spus și despre mine. Nu, dar despre el, s-a da? S-a scris mai tare despre mine. Da, decât despre el, da. Păi, dar el, împrietenindu-mă cu el, soacră mea tradusese în Rusia Sadoveanu, Caragiale, Eminescu, are o carte despre Eminescu și Lermontov. Deci cu le-a luat interviuri și soacră mie în limba rusă, că mă rog, și de fapt ei s-au împrietenit mai tare și cât a fost arestat la domiciliu, ne aducea pâine de aia neagră, știi? Vă lăsa securitatea? Nu. O lăsa da. A lăsat-o la poartă, așa. Și ei au luat pâinea și au tăiat o ferică. Dau pe cine știe ce mesaje ascunse în... erau semințe. Bine, poate că semincioarele alea de... Da, acum spuneți-mi, el e în România. El e în România pentru... A făcut un portret, a luat la un Oganioc? Da, Aganioc. Aganioc? Revistă, da. Revistă de pe vremea lui Gorbaciov. Era de pe vremea lui Stalin, să știți, da, era un fel de magazin. A fost foarte tare pe vremea lui Gorbaciov. Era cea mai curajoasă revistă din Rusia. Văd că a supraviețuit până acum, dar mi-a făcut un portret și mi-a luat un interviu. Da. Am devenit celebru în Rusia. Ar trebui să-l... Eu l-am sunat într-una din seri după ce am recitit cartea și tot încerc să-l conving să scrie memoriile. Nu vreți să-l convingem amândoi? Cu plăcere. Da, el e genul de scriitor care trebuie să-l bat la cap, adică i-am zis chiar cred să-și facă o rubrică la noi. Cred că de-aia nici n-a făcut o carieră diplomatică așa de cum așteptam eu să facă, pentru că el fiind artist, de fapt, și-a acordat acestei laturi un procentaj mai mare decât ăsta de om care știe istoria bine, istoria țărilor socialiste, știi? Da, oricum el mi-a promis că după ce am înțeles că era plecat la Moscova, vom sta de vorbă, nu am... Dar eu oricum îl voi convinge pentru că...